când problemele devin imposibile și nu se mai poate face nimic, există doar un singur loc unde se poate merge. Sinai, muntele imposibilului. Eram religios, credeam că toată lumea e greșită și că doar eu am dreptate. Viața mea era o nenorocire, căsnicia o nenorocire. La locul de muncă era totul o nenorocire. Tot ceea ce eu aveam era pe dos. Mă numesc Nilsson. Astăzi sunt impresar, am 51 de ani și am trăit într-un Egipt numit religie. Am fost dintr-o denominație timp de 27 de ani și acolo era orchestră, eu cântam, eu făceam ce trebuia făcut și când plecam din biserică, era doar acel moment în interiorul bisericii, după ce ieșeam totul era greșit. După m-am căsătorit în aceea biserică și am luptat. Eram religios, credeam că toată lumea e greșită, doar că eu am dreptate. Dar viața mea era o nenorocire, căsnicia mea era o nenorocire. La locul de muncă era o nenorocire, tot ceea ce eu aveam era totul pe dos. Nivelul meu de cunoștințe biblice este foarte înalt, pentru că eu citeam Biblia foarte mult. Eu discutam despre Biblie cu toate persoanele. Dacă tu vorbeai despre un verset, eu știam unde era. Cunoșteam Biblia din scoarță în scoarță, eram certăreț, eram certăreț pe stradă, eram needucat, eu umblam armat, dacă trebuia să-mi puși pe cineva, eu împușcam. Eu mă certam cu toată lumea, nimănui din familia mea nu-i plăcea de mine, nimeni nu mă primea acasă, nimeni nu avea încredere în mine. Toată lumea mă credea cel mai mare nereușit, cel mai mare fals ce exista. Pentru că în momentul în care trebuia să-mi iau acolo chitara, vioara, să cânt acolo în fața bisericii și să vorbesc frumos și să pun o cravată și să dau un cuvânt bun, o predică bună, eu eram cel mai bun. Dar modul cum eu trăiam în afara bisericii, acolo era o altă problemă. Religiozitatea îți aduce o coajă atât de groasă, atât de grea în viața ta, pentru că eu credeam așa, eu deja m-am convertit, deja am ridicat mâna, am fost înainte, atunci eu făceam celelalte lucruri, așa cum eu voiam, cum eu eram un religios, eu tratam zeciuiala cu relaxare, eu când dădeam, când nu dădeam, dădeam o parte, mai făceam negoț cu Dumnezeu, dădeam plicul pe jumătate, plăteam. Când eu reușeam să plătesc o parte din datorii, dădeam zeciuiala și așa. Eu nu aveam compromis, eu nu aveam responsabilitate cu zeciuiala, chiar și pentru că eu doar voiam să pun numele meu acolo, în acele tablouri, să spună că eu sunt zeciuitor. Viața mea era foarte nereușită. Eu eram un credincios cu o viață nereușită cu adevărat, pentru că dacă eu aș fi pus un aprozar ca să vând banane, dădeam greș. Eu datoram 1.100.000 de lei. Atunci eu am fost la una din bisericile numite Bisericile Renoite. Dumnezeul meu, acolo a început călătoria greșită, pentru că acolo eu am cunoscut persoanele ce profețesc. Eu îți voi deschide mâna. Atunci tu te rugai și ei spuneau așa, deschide mâna, cheia mașinii este în mâna ta. Și acele mașini nu veneau niciodată, casele nu veneau niciodată, acele ferme nu veneau niciodată. Și așa a fost aproximativ timp de 12 ani în aceea situație. Știi ceva, nici o religie, nici o biserică nu va fi bine deloc. Despre locașul Duhului Sfânt, eu aveam ură, aveam spaimă. Dacă cineva îmi spunea despre locașul Duhului Sfânt, hai acolo la biserică. La locașul Duhului Sfânt există focul sfânt din Israel, la locașul Duhului Sfânt se fac propozite pentru asta, pentru cealaltă. Și eu spuneam, nu. Eu întrerupeam imediat, nu acceptam, eu nu auzeam, eu nu ofeream încredere. Și soția mea a rămas fără direcție, pentru că familia ei este din zona sud. Și noi locuiam în zona nord și ea nu avea pe nimeni acolo. Și vecina a ajuns la ea și a spus așa, tu vei merge cu mine la locașul Duhului Sfânt. Și ea era religioasă, atunci ea a fost la locașul Duhului Sfânt cu această vecina mea. Și când a ajuns acolo, era focul sfânt din Israel. Doamne, ce lucru minunat!
Eu consider așa, cine ajunge la biserică în timpul focului sfânt va avea o viață extraordinară. În rezumat, ea a luat plicul de la focul sfânt. Ea venea la biserică noaptea pentru că ea mergea dimineața, după amiază și seara, luptând și insistând pentru mine. Dar eu fiind religios, eu credeam că sunt mai bun decât toată lumea și că nu mai am nevoie de nicio biserică, că eu eram mântuit, că eu deja am ridicat mâna și toate aceste lucruri. Atunci, într-o zi, ea a fost la preot și a zis: Domn părinte, trebuie să mergeți acasă, vă rugați pentru soțul meu, că el nu vrea nimic, nu vrea să vină la biserică. Și părintele a spus așa: Doamnă, nu, eu nu voi merge, nu. Domnul Betel are 40 de ani, știe Biblia mai mult decât mine, știe totul despre religii, el nu vine la biserică pentru că el nu vrea. Eu doar vă voi spune un lucru, biserica nu se va închide pentru că el nu vine, nu. Cine are nevoie de Dumnezeu este domnul Betel, nu este biserica, nu. Ea a ajuns acasă diferită, ea nu s-a certat. Eu am întrebat: ei, tu nu te cerți astăzi? Tu mereu vii acasă certându-te și mă tot insiști ca să vin la biserică? A, eu nu mă voi mai certa cu tine, nu. Eu l-am chemat pe părinte să vină să se roage, dar nu. El a zis: lasă pe domnul Betel să ia deciziile lui, biserica nu va închide pentru că domnul Betel nu vine, nu. Și mi-a spus totul. Și i-am spus: excelent, îmi faci o favoare. Du-te acolo și spune părintelui că eu voi merge cu tine la biserică și că nu voi mai ieși de acolo niciodată. Eu mă dăruiesc Domnului Iisus în acest moment. Încet, încet am reușit să zdrobesc acea coajă a religiei. Și atunci am început să aud despre Duhul Sfânt, despre căutarea Duhului Sfânt. Într-o zi eu mi-am spus: eu nu cunosc pe Duhul Sfânt. Încă nu m-am schimbat, atitudinile mele nu s-au schimbat. Eu am nevoie. Și atunci într-o zi am spus Duhului Sfânt: Duhule Sfânt, eu am nevoie de tine, vorbește cu mine. Eu deja m-am rugat atât de mult în această viață, dar rugăciunea mea nu trecea de acoperiș. Eu vreau să te cunosc, Duhule Sfânt, eu vreau să te am în viața mea. Eu am nevoie să fiu un tată bun, eu nu sunt un tată bun. Copiilor le este frică de mine, soției este frică de mine, viața mea nu se schimbă. Și El a venit în viața mea. Eu am văzut ceva în interiorul meu ce nu credeam că există. Atitudinile mele, iubirea față de soția mea, pentru copilul meu, pentru fiicele mele, pentru fete, viziunea diferită pentru lume. Eu am început să privesc focul sfânt cu ochi minunați. Atunci noi am participat la un foc sfânt cu firma noastră. Noi am luat un plic și am pus banii pentru a plăti curentul, 18.000 de lei și factura de lumină. Am îngenunchiat amândoi în pat și am pus banii lângă, plicul peste și factura de lumină. Dacă am fi plătit factura de lumină, în acea lună firma ar fi supraviețuit încă o lună. Dar dacă am fi pus banii pe altar, firma ar fi fălit, pentru că cea mai mare cheltuială a firmei noastre era curentul. Am urcat pe altar cu toată credința, crezând că ceva avea să se întâmple. Și ce s-a întâmplat? Noi am plecat. A trecut luni, a trecut marți și când a fost miercuri, m-a sunat un funcționar și a spus: doriți să veniți aici pentru că au tăiat curentul. În acel moment eu aveam un concurent plin de bani, ce era cel mai mare concurent al meu. Eu luptam cu el. Când eu coboram prețul, el cobora și mai mult ca să poată să mă ducă la faliment, pentru că el voia să mă vadă în faliment. Atunci el m-a sunat și a spus: Betel, tu vrei să vinzi acea firmă vai de capul ei ce ai acolo? I-am spus: eu vând. Cu cât? Eu am spus: vreau atât. Și el a zis: bine, îți dau un camion, îți dau un tractor, îți mai dau nu știu ce, îți mai dau nu știu ce, o altă camionetă și tu împarți restul ce rămâne în 10 rate. Așa facem, s-a făcut. Am luat tirul, l-am pus în fața porții, am luat cecurile și am zis: Doamne, uite câte cecuri, ce lucru minunat. Și lucrurile au început să crească. Noi locuiam într-o casă unde în momentul în care ploua, canalizarea venea și intra în bucătărie și ajungea până la glezne, pentru că în bucătărie canalizarea dădea înapoi acolo unde noi locuiam. După noi ne-am mutat la un apartament mare, frumos, și după Dumnezeu a început să schimbe și noi am continuat fiind fideli, ne-am menținut ferm și fideli. Casa mea este o casă minunată, eu pot să spun că este o vilă.
pentru că sunt foarte puține persoane ce au o casă care are piscină la etajul 1, piscină la parter. Niciodată n-am intrat în acea piscină de la etajul 1, nu știu pentru ce este asta. Este așa, este o vilă mare, casa mea este foarte frumoasă, eu folosesc cele mai bune mașini. Soția mea merge cu un Mercedes-Benz. Eu circul cu cea mai bună camionetă din lume. Luna trecută, soția mea avea un vis foarte mare să cunoască Egiptul. Literalmente Egiptul, nu? Am stat acolo 15 zile, ne-am scufundat în Marea Roșie, acolo unde marea s-a deschis, noi ne-am scufundat acolo, cud, mâncăm ce e mai bun în toată lumea. Eu am fost învățat prin religiile prin care a trecut că trebuie să iubești religia mai presus de toate lucrurile. Pentru că eu nu-L iubeam pe Dumnezeu, eu cred că iubeam religia mai presus de toate lucrurile. Eram un religios, dar la locașul Duhului Sfânt eu am învățat să-L iubesc pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile. Am învățat să-L pun pe Dumnezeu pe primul loc în viața mea, să depind de El. Sacrificiu! Astăzi eu urc pe altar cu multă bucurie. Eu nu voi negocia, pentru că eu am învățat să folosesc credința inteligentă, ce este sacrificiul. Astăzi eu știu ce este sacrificiul, pentru că eu cunosc cuvântul. El nu s-a stins din mintea mea. Eu cunosc litera cuvântului, dar eu cunosc și litera sacrificiului. Altarul este totul. Altarul este totul pentru mine, pentru că a fost acolo unde eu am început, unde eu m-am născut. Focul sfânt este cel mai înalt nivel al sacrificiilor. Sinai, muntele imposibilului.